Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru iunie 2020. După cum vedeți, mi-am pregătit deja cărțile, au și venit unele mesaje scurte, măcar cu astea să rămâneți, din setul de cărți pe care îl voi folosi, în care am văzut la un moment dat trei de spade. Trei de spade care evident că vorbește despre o mare dezamăgire, într-o privință. Dezamăgire poate să fie și în dragoste, dar văd aici și 10 de bâte. Îmi văd de 10 de bâte care îmi spune că unii dintre voi, ori ei, sunteți epuizați într-o relație care simțiți că nu mai mergeți, nu mai merge. Unul dintre voi și-a asumat prea multe responsabilități, celălalt probabil mai puțin și din acest motiv au apărut și acele mari dezamăgiri. Dar 10 de bâte anunță și despre faptul că omul acesta foarte obosit este pe cale să renunțe la cel puțin câteva din responsabilități ca să poată să meargă mai departe. La capătul setului de cărți, probabil totuși că este vorba de o poveste de dragoste pentru unii. Este vorba de acești îndrăgostiți. Simțiți că aveți pe cineva special în preajmă față de care vă puteți manifesta într-un alt mod decât v-ați manifestat până acum. Sunteți pe cale să vă îndrăgostiți, dacă nu chiar v-ați îndrăgostit unii dintre voi. Însă e o chestiune care necesită comunicare, valetul de bâte, comunicare despre această pasiune, despre această atracție, dar am senzația că această comunicare trebuie să aibă loc după ce vă vindecați de ia uite, temperanța și diavolul. Exact cartea care anulează toxicitatea, da? Creșterea spirituală. Echilibru emoțional și pasional, da? Vine Yin și Yang. Aici trebuie să lucrați voi, cu niște adicții, cu niște toxicități, cu un ego, cu, pentru că și taurii au o grămadă, da? Eventual cu cineva care este foarte toxic și voi trebuie să vă vindecați de această persoană. Și până atunci nu puteți comunica atracția, dragostea pe care o aveți față de cineva, pentru că știți că aveți în spate, eu așa văd cărțile, aveți în spate această toxicitate. Și până nu o vindecați, până nu o temperați, nu vă puteți duce în fața acestui iubit, acestei iubite, sau nu vă puteți întâlni, nu puteți comunica, până nu vindecați acest diavol, care înseamnă foarte mult, știți cei care ascultați tarot. În continuare, după diavol apare și faetonul și magicianul. Pentru unii poate să fie și un semn al racului, al capricornului, poate să fie și un berbec sau un geamăn, pentru că apare de două ori, mercur, da, magicianul. Dar trecând peste asta, poate să fie și un semn de aer, da? Pentru că am văzut și trei de spade și patru de spade. Ideea este că în momentul în care vă vindecați de toxicitate, puteți să mergeți, de-abia atunci puteți să mergeți, determinați către steaua voastră, către destinul vostru, către misiunea voastră și de-abia atunci puteți manifesta un echilibru mental, vindecare, da? Vindecarea de acest trei de spade. Până atunci țineți totul aproape, nu vă deschideți. Patru de bâte, asta simbolizează și este patru, este aprilie, este semn de pământ, vă poate reprezenta pe voi. Posibil această carte să reprezinte și faptul că vă simțiți consumați în situația în care, sau aveți așa o apăsare pe suflet în situația în care nu puteți manifesta, comunica această dragoste pe care o simțiți pentru cineva. Eu știu pentru cine o fi mesajul, probabil că o fi pentru unii dintre voi, evident, că de-aia suntem aici, de-aia sunteți și voi, de-aia mă ascultați. Din acest motiv și eu fac prezentările care le fac. Din seria cărților intime, până le voi mai discuta, a vrut să se arate împăratul. Probabil că sunteți voi că împăratul reprezintă semnul taurului sau al berbecului, pe cineva care este născut în luna martie. Ideea este că și din punct de vedere intim vă abțineți sau dacă nu vă abțineți, încercați să dominați.
Într-un fel sau altul, nu vorbesc de chestii deviante, musai, încercați să vă impuneți, să vă impuneți stilul, ritmul, dorințele, asta în cazul în care nu vă abțineți față de cineva, față de care posibil să aveți multe emoții, da? Dar să nu le arătați. Și spun asta pentru că am văzut mai devreme și v-am spus povestea cu îndrăgostiții care nu se poate manifesta și aveți în continuare și mesaje de la îngeri, fiți autentici. Și știm foarte bine că mulți dintre tauri, e totuși împăratul, da? Aveți o pasiune pentru cineva, dar într-un fel sau altul nu o exprimați. Vom mai vorbi când o fi cazul. Din seria mesajelor de la îngeri ați primit, fiți autentic, autentici și petreceți timp de calitate împreună. Posibil într-o relație de dragoste, că din acest motiv am văzut și îndrăgostiții, unul dintre voi, bănuiesc că voi, nu neapărat că ați mințit, nu, vă rog frumos să nu interpretați, nu ați fost autentici. Probabil că aici este și lecția împăratului. Să nu încerce atât de mult să controleze situația, să se impună într-un fel sau altul, sau să-și impună stilul, nevoile, dorințele. Da, este bine să fiți autentici în primul rând cu voi înșivă, pentru că așa spune și cartea. Fii real și adevărat cu ceea ce ești și mai ales cu ceea ce simți. Posibil nu ați arătat niște emoții, niște sentimente față de cineva, față de care totuși aveți apreciere, like attract likes, și ar trebui să arătați această apreciere eventual mai mult ca să atrageți și aprecierea lor. În continuare, vi se sugerează să petreceți timp de calitate. În momentul în care reușiți să fiți autentici, autentici și să arătați că vă pasă, că vă place, dar într-un mod, repet, autentic. Nu crispat, nu prea elaborat, nu prea controlat, că am vorbit de împărat, că se controlează, că își controlează atât de mult și aspectul și felul în care comunică, încearcă să controleze și finalul. Petreceți timp de calitate cu persoana dragă. Există o flacără între voi și cineva. Este o doamnă care vă luminează și chiar luminează, radiază lumină și într-un fel sau altul vă dă aripi. Dar uite ce interesant, pe când aripile ei sunt în sus, gata, pregătite să zboare, ale voastre sunt în jos. Cel puțin partea masculină încă nu este, cum am zis eu, nu. Și cum zice și cartea, nu sunteți autentici, vă controlați atât, vă încercați să. Am senzația, era să zic credința, nu, senzația că unii dintre voi nu ați învățat să vă deschideți cu adevărat, să fiți vulnerabili în fața persoanei dragi sau în fața unei persoane cu care puteți petrece timp de calitate și petreci timp de calitate cu oameni de calitate, evident. Nu? Asta înseamnă să vă ascultați, să vorbiți unul cu celălalt, să vă apreciați și în momentul în care căpătați încredere, reușiți să fiți și autentici. Probabil e o chestiune nu doar de a demonstra, de a arăta cât de mult vă place, cât și de a proteja. Ia uite, cineva nu a fost interesant, singura carte care a apărut invers este fi doritor să exprim dragostea. Cineva nu știe să-și exprime dragostea într-un mod autentic. Într-un mod autentic. Și asta spune multe, pentru că dragostea nu se exprimă doar prin cadouri, doar prin cuvinte, se exprimă în multe feluri. Și mai ales într-un mod emoțional. Posibil, repet, partea masculină, că în general bărbații au o problemă în a exprima emoțiile, dar posibil și femeile, că vorbim totuși de semnul taurului, care e un semn de pământ care este fix și se controlează și controlează tot cât poate. Simt în această carte că încercați să plonjați într-o poveste emoțională. Încercați. Există cineva care are un fel mai suav de a fi și totuși vă atrage ca
ca într-o dimensiune în care n-ați mai experimentat, n-ați mai fost, n-ați mai simțit până acum. Însă, deși vă doriți să plonjați în această poveste, există cineva în spate care vă ține. Probabil o persoană din trecut. Acel trei de spade, acea dezamăgire să fie. Da? Cineva care vă ține din acest salt. Încercați să faceți un salt într-o lume emoțională, dar sunteți reținuți ori de voi, ori de altcineva. Din acest motiv, poate trebuie să fiți autentic, să vorbiți despre trecut cu cine este acum, în prezent sau în cineva apărea în viitor. Rămâne de văzut cum se va confirma cartea asta în etalaria, să dau și lumânărica într-o parte. Ok. Cum se vor confirma aceste cărți? Asta să o las deoparte. Nu, nu, că mai în spate. Apreciați-i pe cei pe care iubiți, protejați-i, hrăniți-i emoțional, da? Voi sunteți semn de pământ, dar aveți și voi emoții. Trebuie să învățați să vă lăsați pradă emoțiilor, pentru că altfel pământul se usucă. Pământul se usucă fără apă. E ca și când este prea vânturat de aer, da? Cum este stânca pe un munte, e uscată, pentru că bate vântul, aer prea mult și mai puțină apă. Aveți nevoie de emoții. În continuu. A, nu. Hai să vorbim și despre spiritul animalelor. Ce spirit de animale ar trebui să vă inspire? În primul rând, aici s-a oprit. Interesant, ca și la berbec, poate aveți niște aspecte în berbec sau ascendent sau planete în berbec sau invers. S-a oprit setul de cărți la asul de foc și 3 de pământ. Este un început, într-o privință, în viața voastră, un proiect, o etapă sau chiar o poveste de dragoste care vă creează alergii, vă creează mare stres, vă irită. Și, în primul rând, asta datorită faptului că vă este teamă. Ați trecut probabil prin niște situații neplăcute și vă este teamă. Poate și ce se întâmplă în lume, toată situația generală vă creează un stres. Ideea este că iar trebuie să comunicați. E semn de aer de eu simt că trebuie să comunicați voi, să vă ridicați deasupra unei lumi vechi și să comunicați într-o altă manieră. Este o privighetoare. Dar în acest moment am senzația că ține de o comunicare pe timp de noapte, o comunicare pozitivă. E ca și când v-ați regăsi optimismul după o perioadă de mari încercări și trebuie să-l comunicați într-un fel sau altul. Posibil să țină și de manifestare. Posibil este nevoie să comunicați cu un semn de apă sau sunteți iar între un semn de apă și semn de aer, uliul și pisica de mare. Dar, trecând peste asta, că poate nu toți aveți de-a face cu așa ceva, trebuie să vă recunoașteți structura emoțională. E o structură, trebuie să vă curățați toate chakrele și să vă exprimați și la nivel emoțional, e semn de apă, da? Și în momentul în care reușiți să faceți, vă ridicați deasupra multor situații și le puteți vedea mult mai bine, puteți manifesta și o dragoste profundă sau puteți comunica mult mai profund cu cei din jur. Oh, ce am văzut, wow, ce dușman aveți! Sau, acum, fără supărare, ori vă reprezintă o parte din voi, o parte care e invidioasă pe cineva, sau dacă nu, vă simțiți că rezonează cu o latura voastră, nu trebuie să-mi spuneți mie, trebuie să o recunoașteți voi. Posibil un semn de foc sau nu neapărat un semn de foc, orice semn. Posibil o persoană vă invidiază la culme
și vă pândește în întuneric. E un mare dușman în preajmă. Aveți grijă cu cine petreceți timpul. Petreceți timp de calitate, dragii mei. Ia uite, iar a apărut. Doar cu oameni de calitate. A apărut pisica de mare. Semn de apă. Mai mult sau mai puțin. Dar am vorbit mai devreme. Sunteți chemați să vă restructurați emoțional. E o restructurare. Posibil că în trecut, iar semn de aer, între semn de apă și semn de aer. Posibil în trecut și aici semn de pământ. Voi, oarecum îngrijorați. Iepurașul nu e un animal prădător, da? Este destul de jucăuș. Poate voi ați fost jucăuși la un moment dat. Sau... vă faceți griji cum să vă mențineți echilibru. Pentru că sunteți iar semn de aer și este un semn destul de negativ, este cioara. Sunteți în preajma unei energii negative, energie de aer, unui mental. Posibil că ori mentalul vostru a fost afectat de cineva și simțiți că nu găsiți soluții. Este a opta carte din setul cărților de aer, elementul alchimic al aerului. Este a opta carte, aș putea o să o asociez cu 8 de spade. Momentul în care nu găsiți soluții sau vă simțiți încarcerat, înconjurat numai de probleme și nu le găsiți soluții. Însă, aici este probabil... Wow! Mesajul. Posibil că soluția este în voi. Interesant ce văd acum. Acest curcubeu, în această carte, pisica de mare, care, evident, vorbește despre emoții, se regăsește în structura interioară, da? Aici, universul acesta, plin de culoare, de posibilități, este oarecum oprimat de acest întuneric, de această cioară, da? De această energie, că e personaj, că e situația generală prin care trece întreaga lume, iar variază. Ideea este că s-ar putea să găsiți, eu așa simt, să găsiți lumina, curcubeul, soluția, universul în voi și univers emoțional, eu așa simt, că nu degeaba v-a apărut pisica de mare. Element de apă. Dacă stați prea mult în gânduri, dacă vă controlați prea mult, veți ajunge să nu mai găsiți soluții, să nu mai vedeți curcubeu, să vedeți doar problemele. Iar există un dușman în preajmă, apare lupul și dar în acest context am două semne de pământ. Așa simt că și lupul și cioara vă avertizează că sunteți înconjurați de o energie negativă. Încercați să găsiți adevărul, încercați să găsiți lumina, asul de, să zicem, de aer. Și chiar dacă spre această lumină riscați să vă pierdeți aripile și să vă ardeți cu totul, nu e nicio problemă pentru că acolo voi veți renaște. Ideea este că trebuie să vă recunoașteți, am zis, structura emoțională. Și să o curățați, da. Pentru că sunteți înconjurați de negativitate.
capătul setului de cărți s-a oprit la 3 de cupe și 6 de spade. Încercați să ieșiți, să vă depărtați de un trio, unii dintre voi, și să puneți capăt, eventual, pentru că apare și moartea. Pentru asta aveți nevoie de multă putere, multă putere. Cineva, evident, va plânge că nu veți mai comunica, că veți fi defensivi, dar asta e. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, iunie 2020. Ia uite, 9 de cupe, semn de apă. Sau trebuie să vă regăsiți acea structură emoțională, acea satisfacție emoțională cu voi. Da? Fiți autentici. Be real. Da? Fiți real cu ceea ce simțiți. Faetonul central. Pentru unii poate să fie cineva în semnul racului, dar nu musai, evident. Faetonul vorbește despre nevoia voastră, determinarea voastră de a vă găsi destinul. Vom vedea cât de determinat sunteți. De a merge către stea, am zis de 11.000 de ori. Faetonul și încă câteva cărți merg direct către stea. Ori către misiunea voastră, ori către persoana care vă este destinată, predestinată. Și asta o faceți în momentul în care vă iertați de cele negative, de greșeli și învățați din ele, adică vă luați și plusul și minusul, și calitățile, dar și defectele. Dar defectele nu le luați așa, pur și simplu, le transformați. Le puneți la lucru. Posibil, în suflet, vă doriți să călătoriți mai aproape de cineva, poate prin iulie. Ce este provocat? Faetonul este provocat de nebun, de această nevoie de a lua de la zero, de a ieși dintr-un cerc magic. Probabil aveți impresia, unii, repet, unii, aveți impresia că ați fost fermecați într-un fel sau altul, ați fost într-un fel păcăliți de cineva și a stat prea mult într-un cerc vicios, da? Sau magic. Am spus că cineva vrea să iasă, vrea să plonjeze într-o altă lume, o lume pe care n-a mai experimentat-o și totuși e reținut de o altă persoană, într-un mod posibil magic, dar nu obligatoriu, așa vine mesajul, așa vi-l transmit. În trecutul îndepărtat, semn de aer, mai mult sau mai puțin, ați fost trădați, dar, să nu uitați că, am mai spus și cu altă ocazie, trădarea aceasta, sau voi, sau ei, nu e treaba mea să judec cine pe cine a trădat, trădarea este, aceasta este doar o lecție și doar o iluzie în fizic. De fapt, la nivel spiritual, toate aceste dureri și suferințe au fost lecții ca să vă transformați. Trecutul apropiat, cavalerul de monede, bănuiesc că sunteți voi. Încercați să manifestați ceva nou, ceva stabil, dar foarte precauți. Posibil și la nivel financiar, că deja monedele vorbesc despre bănuți. Poate să fie și în relație, poate să fie în orice. Aici este provocarea. Sunteți foarte precauți în a manifesta acest moment de zero și acest moment de mare determinare în care plecați cu, lăsați tot în spate, totul în spate și plecați către steaua voastră. În viitorul îndepărtat, valetul de cupe, nu e obligatoriu să fie semn de cupe, poate să vă reprezinte și pe voi, de apă, vreau să zic. Două suflete perechi. În prezent sau viitorul apropiat și apoi viitorul îndepărtat. În prezent. Aveți totuși pe cineva, semn de apă, unii, rac, este central, poate să fie și pești sau scorpion. Evident că nu toată lumea. Suflet pereche nu e obligatoriu să fie semn de apă. Este o persoană cu care într-adevăr comunicați și telepatic și la distanță și simțiți că opozițiile acestea, da,
Se completează, vă completează și mai ales vă hrănesc pe voi, semn de pământ, că aveți nevoie de apă, am spus mai devreme, aveți nevoie de emoții. Posibil, dacă nu mă lăsați un semn de aer, dacă nu e obligatoriu sau cineva, pe cineva care simțiți că v-a trădat foarte mult și cu care nu mai aveți cale de întoarcere, posibil cu acest suflet pereche pe care le aveți acum în prezent și în viitorul apropiat, sunteți oarecum mai precauți, nu ați exprimat, ați făcut pașii cu prea multă grijă, nu ați fost chiar autentici, pentru că cavalerul de monede nu e chiar autentic, este mult mai grijuliu cu pașii săi. În viitorul îndepărtat se vede că apare un valet de cupe, posibil nevoia de a comunica emoțional, că asta face, de a împărtăși ceea ce simțiți. Și în cazul acesta, probabil că partea masculină, da, e un băiat aici, băiat, bărbat, totuși să vorbim și despre aspectul ăsta, da? Putea să fie o femeie. În alte seturi de cărți, putea să arate o femeie. Totuși, în acesta a apărut un bărbat. Sfatul. Oh, turnul. Turnul. Ha, pentru mine e Uranus. Uranus care vă dărâmă vechea structură, întreaga ființă, întreaga lume în care a trăit, dimensiunile în care a trăit, poate prea pământene, poate prea pământeni pentru unii dintre voi. Evident că sunteți multe generații, multe caractere, temperamente, acesta este o etalare colectivă și totuși apare ca și sfat turnul. Lăsați să se dărâme, pentru că de-abia după ce îl veți vedea dărâmat, veți înțelege de ce a fost nevoie această restructurare. Veți vedea cu ce rămâneți din această distrugere și este o distrugere divină provocată de divinitate, tocmai ca să vedeți ce a fost durabil și ce nu. Și pe ce puteți continua reconstrucția? Dacă mai rămâne ceva din fundație, din parter, din primul etaj, rămâne de văzut. Și iar văd un bărbat în acest moment. În alte seturi de cărți, imaginea arată altfel. Un mesaj pentru cineva, pentru că turnul e totuși un simbol falic, și aici chiar e falic, posibil, atitudinea voastră poate prea sexuală într-o anumită direcție, într-o anumită, sau poate a fost un stil de viață pentru unii, vă rog frumos, nu vă supărați, pentru unii este acest mesaj, posibil să trebuiască să restructurați acest aspect al vieții voastre. Exterior steaua, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Dacă vreți să fie vărsător, este alegerea voastră, nu este obligatoriu. Încerc scuze de gălăgie. Ok, am revenit. A trebuit să dau drumul și la Blitz, că s-a făcut întuneric. Dar a trebuit să întrerup din cauza gălăgiei pe care a făcut-o cățelușa mea. Probabil că și voi sunteți distrași de ceva, de cineva, vă intră în spațiu, într-un fel sau altul. Însă, voi trebuie să vă vedeți de calea voastră, dacă aveți faetonul, să rămâneți determinați în ceea ce vreți să transformați, că ăsta e sfatul, să transformați. Și de fapt nu e o transformare gen moartea, e o transformare. E Saturn în vărsător, dragii mei, Saturn în vărsător, poate că aveți acolo planete într-un fel sau altul. Se restructurează ceva. Și repet, pentru unii, fără supărare, că trebuie să vorbim și despre așa ceva, restructurați un stil de viață poate prea jucăuș, poate prea sexual pentru unii, poate prea interesați
de latura aceasta și o restructurare, totuși un simbol falic care se dărâmă. Și nu pot să nu iau în considerare și acest mesaj. Exterior, steaua, ce frumos, am zis că faetonul merge către stea. Merge către stea. Posibil, pentru că vă lumină între cele două suflete perechi, posibil că aici este destinul vostru. Împreună cu acest personaj cu care simțiți că vă completați, care vă umple cupele, care vă aduce bucurie, înțelegere, empatie, telepatie. Ce mai simt? Cu care puteți avea viziuni. Iar știu că sună ciudat, dar așa transmit. Viziuni din alte dimensiuni în care ați mai trăi, din alte planete, de pe alte planete, de pe sau în care veți mai trăi împreună. Interesant. Pentru că totuși e stea. Steaua, pe lângă multe alte înțelesuri, eu v-am zis că dacă vreți să vă fie vărsător, dacă vreți, e treaba voastră, e alegerea voastră. Dar văd că vărsătorul, într-un fel sau altul, v-a și rănit. Dacă voi vreți să vă împăcați, iar este alegerea voastră, pentru că e o restructurare. Însă steaua nu vorbește numai despre vărsător. Asta ar trebui să fie un vărsător superior. Și să fim serioși, că nu toți vărsătorii sau cei cu planete în vărsător sunt chiar atât de superior cum este steaua. Da? Trecând peste simbolul acesta sau zodia respectivă, steaua simbolizează vindecare. Găsirea misiunii voastre. Și asta o găsiți, dragii mei, în momentul în care vă deschideți al treilea ochi. Și al treilea ochi îl deschideți doar în preajma acestei persoane, acestui suflet pereche. Posibil la care vă gândiți în această perioadă și în perioada care vine și către care vă doriți foarte mult să călătoriți, faetonul. Și aici este provocarea. Că știți că în momentul în care vă veți întâlni cu acest suflet, cu această stea, cu acest destin, nu e obligatoriu să fie persoană, poate să fie schimbarea destinului vostru, știți că trebuie să o luați de la zero. Aici e transformarea, aici este restructurarea. Transformați tot ce ați construit până acum, și case, și tot, și afaceri, și este un nou stil de viață. Rămâne eventual o fundație dacă, nu este nici aceea zdruncinată. Dacă și aceea este zdruncinată, asta e, luați cărămidă cu cărămidă, cum face cavalerul de monede, și reconstruiți. În continuare, de ce vă este teamă eventual de un semn de foc care intervine în povestea voastră într-un fel sau altul? Dar nu e obligatoriu, pentru că apare totuși nebună, nebunul poate să fie un berbec, să zicem. Sau cuspida între pești și berbec. Dar, dacă nu e obligatoriu să fie semn de foc, poate să fie și greutatea de a alege. Este un moment în care voi sunteți la răscruce de drumuri și trebuie să alegeți între vechi și nou, între o relație veche care v-a creat probleme și o relație, și nu neapărat relație, poate să fie destinul vostru. Destinul vostru poate să fie alături de un suflet pereche, așa arată, o colaborare măcar, pentru că doi de cupe nu e obligatoriu să fie poveste de dragoste. Dacă vreți voi să o transformați în dragoste, e alegerea voastră. Totuși, este și posibilitatea de a colabora cu cineva, de a petrece timp de calitate. Că asta face sufletul pereche. Comunică timp de lucruri de calitate. Și asta puteți să faceți doar când sunteți autentici, pentru că în fața sufletului pereche sau a flăcării gemene nu puteți fi altfel. Și repet, nu este vorba de minciună. Este, poate să fie și o rușine cu un trecut sau cu niște lipsuri sau cu niște probleme pe care le-ați experimentat. Nu vorbesc musai de un stil mincinos musai. Să fie autentic e o lecție foarte
grea în viață. Sunt foarte puțini oameni în viață care sunt autentici. Și reușim să fim autentici în momentul în care ne înțelegem, dragii mei, misiunea în viață. Până atunci, noi facem proiecțiile, noi trăim proiecțiile altora sau proiecțiile chiar ale noastre, dar în relație cu alții. Am văzut pe cineva că o duce bine și încercăm să-i copiem într-un fel sau altul. Bine, cine încearcă, nu e cazul meu, dar eu vorbesc din experiență. Încercăm să ne purtăm într-un anume fel doar pentru că ni se pare că dă bine în societate, dar nu este felul nostru autentic, al vostru. Ce vă doriți? Să vă schimbați norocul, să vă schimbați. Foarte frumoasă etalare, foarte frumoasă. Aveți și faetonul, da? Aveți nevoie de, adică central în inimă, aveți această determinare. Știți că mai devreme sau mai târziu trebuie să mergeți către misiune, trebuie să vă schimbați viața. Eventual trebuie să mergeți către sufletul pereche, cu care nu e musai să aveți o relație de dragoste, poate să fie o colaborare, da? Știți că întreaga viață a voastră se este trăsnită de divinitate, este demontată, este răscolită doar ca să vă regăsiți steaua, lumina din voi, în primul rând. Și voi vă doriți acum iar să schimbați roata norocului. Eventual, pentru cei care joacă, pentru că roata norocului vorbește despre Jupiter, despre e o roată, da? Nu le am cu jocurile, dar știu că există jocuri cu roți, cu chestii de genul ăsta. E o roată, o roată. Probabil că vă doriți să câștigați ceva pentru unii dintre voi. Dar trecând peste aspectul ăsta, vă doriți în primul rând să vă schimbați destinul și posibil cineva în viața voastră simțiți că vă este destinat sau predestinat, este o întâlnire karmică, o întâlnire de destin, care va aduce mai aproape, măcar mai aproape de steaua aceasta. Dacă, repet, nu e obligatoriu ca să rămâneți împreună, dar posibil că vi doriți măcar o perioadă alături de voi. Uau, ce frumos soarele! Iunie. Noi acum facem etalare pentru iunie. Posibil că până la sfârșitul lunii, pentru că aveți faetonul care reprezintă iulie, probabil la sfârșitul lunii iunie, prin iulie, deci ar fi finalul, s-ar putea să reușiți să mergeți. E interesant că aceeași imagine, da? Ia uite ce e aici. Cea mai mare stea, care este, dacă nu, chiar soarele. Este trezirea voastră, este fericirea, bucuria, tot ce vă doriți. Posibil și cu cineva semn de foc sau cu planete în semn de foc, mai specific semnul leului. Dar văd aici și Jupiter, văd aici și Saturn. Conjuncția Jupiter-Saturn, interesant, interesant. Posibil numărul 19 să vă spună ceva la un moment dat. 19 iunie, 19 iulie, rămâne de văzut. Este soarele. Sau poate acest final foarte fericit să se ducă până spre zodia leului. Iulie. Iulie, am zis iulie. Da? Posibil până spre zodia sfârșit de rac, început de leu, iulie, august, pentru unii dintre voi. Rămâne de văzut. E o etalare, într-adevăr, acum expusă, dar se poate manifesta pe un timp îndelungat. Dar e frumos că a venit soarele, este trezirea voastră, este bucurie. Este tot ce v-ați dorit. O stea de foc și o stea de aer. Dar când vorbesc despre asta, nu vorbesc musai despre zodii sau despre semne. Este vorba de o lumină mentală și o lumină spirituală, că asta e focul. Și asta după ce, dragii mei, vă echilibrați emoțional. Foarte frumos mesajul, dragii mei. Va trebui să lipesc videourile și o să apară iar dunga aceea, dar asta e. Iar la capătul setului de cărți, apare Regele de Băte.
Pentru unii poate să intervină un semn de foc, un semn de aer sau un semn de apă în povestea voastră, într-un fel sau altul. Să zicem, posibil acest pentru unii, sunt mai multe variante, acest semn de foc într-un fel sau altul să vă rănească, să vă dezamăgească într-un fel. Pentru alții, poate să fie un semn de aer. Pentru că văd regina de spade. Însă, lângă regina de spade, văd epuizare, epuizare, epuizare. Prea multe responsabilități. Și Marea Preoteasă, 6 de cupe, iar semn de apă, judecata și moartea. Wow, și puterea, iar. În secret, unii dintre voi ați încercat să vă conectați la o persoană, probabil acest suflet pereche care a apărut, 2 de cupe, 6 de cupe, o persoană pe care a simțit-o foarte profund. Posibil ați simțit-o din altă viață sau că vă puteți regăsi copilul, a apărut și soarele, da? Copilul interior alături de această persoană. Însă ați ținut în secret. Ei, și secretul ăsta v-a consumat foarte mult pe unii dintre voi. Sau vă consumă în continuare. Ați încercat sau încercați să tăiați această poveste, să vă separați, însă posibil încercați să vindecați această dezamăgire. Pentru că nu este ușor să te separi de acest suflet pereche, dar posibil din niște motive trebuie să vă separați o perioadă. Poate că intervine în joc o a treia persoană, semn de foc sau semn de aer. Trecând peste aceste interpretări, aș putea spune că și voi vă doriți să fiți acest rege de bâte, să fiți pasionali, încrezători, și să vă vindecați, asul de cupe, să vă vindecați de această dezamăgire. Nu e obligatoriu să fie semn de aer. Posibil sau nu-i posibil. Poate să fie semn de apă. Dar, trecând peste simbolurile astea și zodiile, ce nu-mi place mie să vorbesc prea mult despre zodii, pentru că e mult mai complicat. Eu zic că încercați să păreți încrezători și poate dacă exersați, veți și deveni încrezători și concentrați pe ridicarea voastră într-o poziție specială, regele de bâte și soarele. Pentru că am spus că faetonul are nevoie de determinare, da? Rac. E acea cuspidă, rac leu. Aveți nevoie de determinare și ca să fiți așa încrezători în această călătorie, în acest drum, în acest nou univers, nouă lume pe care trebuie să o creați, trebuie să fiți încrezători, trebuie să fiți creativi, întreprinzători, am zis. Nu știu dacă am zis. Ei, și în momentul în care manifestați această energie, veți reuși să vindecați această rană care încă vă e în suflet. Încă vă e în suflet. Aș putea să vorbesc de o nouă dragoste, dar cred că ține mai mult în acest moment de vindecarea voastră. Acest as de cupe ține mai mult de vindecarea voastră. Încă nu v-ați vindecat. Și ca să revin la acel. Da. Vreți să renașteți. Vreți să renașteți, să aveți putere, să primiți oferte speciale, nu banale.
de la viață. Și asta o veți face în momentul în care și voi vă veți transforma viața. Am spus la un moment dat de o transformare a vieții voastre intime. Regele de bâte, varianta sa negativă, este și un seducător. Este un seducător. Și posibil aici ați creat, v-ați creat și vouă și altora dezamăgiri și trebuie să vindecați această atitudine. Trebuie eventual să tăiați acest stil de viață, pentru că vă consumă acum tot acest trecut, toate aceste aventuri. E un alt mesaj, separat de ce am zis până acum, pentru unii dintre voi. Toate aceste aventuri vă consumă. Și vreți să vă ridicați, să vă conectați la intuiție, la lucruri spirituale, la suflete perechi, să vă ascultați îngerii, să vă transformați, da, moartea, și am văzut și turnul, da, să vă transformați întreaga viață, să fiți oameni puternici, să stați lângă oameni puternici, să petreceți timp de calitate, da, de calitate. Nu e lângă un șoricel, e lângă un leu. Și leu nu e lângă o fetiță, lângă o prințesă, da? Și de obicei știți că este și semnul infinitului. Deci vreți ceva deosebit, da? Cupe mari, cupe deosebite, nu cupe banale. V-ați săturat de comunicări banale, de atitudini defensive, de blocaje mentale, de lupte, de concurență. Iar aventuri, unii dintre voi v-ați săturat de așa ceva, de lacrimi, ori voi, ori ei, de secrete. Trebuie să vă transformați viața, unii dintre voi. Haideți să vedem și viața intimă în această perioadă. Pentru cine vrea să asculte, cine s-a săturat, puteți să vă opriți aici. Dacă v-a plăcut, evident că mi-ar place și mie să-mi spuneți, să dați un like. Și eventual să-mi confirmați ce din mesajele primite a rezonat cu voi. Ia uite, doi de bâte. Dar vă este teamă de această discuție, într-un fel sau altul, în poziția temerilor. Dar vă doriți. Vă doriți această discuție cu cineva? Un nou început. Un nou început. Îndrăgostiți, iar împăratul. Trebuie să alegeți. Dar aveți și secrete. Aveți și secrete, iar vă temperați, iar vă controlați într-o privință, cu cineva, față de cineva, și totuși vă doriți un nou început. Acum depinde cu cine. Cu persoana veche sau cu persoana nouă. Trebuie să alegeți. Soare, Luna, Venus, Ascendent, nodul, nod în Taur. Ia să vină simplu părțile. Taur, iunie 2019. 2020, pardon. Probabil că unii ați început din 2019 ceva, o transformare, o schimbare. Puterea, am văzut și mai devreme, da? Numărul 11. Vă controlați în legătură cu cineva. Ce frumos, interesant, dar v-au venit 4 cărți. Deci aveți puterea, Marea Preoteasă, 10 de monede și 6 de spade. Din punct de vedere intim, măcar ceea ce vă doriți, nu neapărat ceea ce reușiți să manifestați. Ideea este că vă abțineți, ori voi, ori ei, vă abțineți foarte mult să arătați cât foc aveți, câtă dorință aveți pentru cineva. Posibil cu cineva în semnul leului sau cu planete în semnul leului, în scorpion poate să aibă, semnul peștilor, că e Marea Preoteasă. Și persoana aceasta, aveți o persoană misterioasă în jurul vostru care vă instigă, vă atrage într-un mod special. Acum vorbim despre chestii intime, nu mai vorbim despre... Da, persoana e spirituală, într-adevăr, îi place să citească, are niște chei, cunoaște niște lucruri pe care probabil alte persoane, nu neapărat femei,
Alte persoane cu care ați avut de-a face nu le cunoșteau. Posibil că v-ați juca un pic, ați filtra, flirtra cu ei, cu ele, dar există o reținere. Din acest motiv a apărut și puterea. Știți că totuși nu puteți fi jucăuși, prea jucăuși cu ei, altfel s-ar putea să-i răniți și nu doar pe ei și pe voi. Pentru că persoana aceasta își dorește, e chiar altfel, e chiar altfel, își dorește lucruri serioase, da? Marea preoteasă și 10 de monede posibil și voi vă doriți o relație de lungă durată cu ei. Mai există și altă variantă. Mai există și altă variantă. Interesant, cineva plânge. Tocmai acum când vroiam să vorbesc despre faptul că aveți un semn de aer cu care ați avut o relație de lungă durată unii dintre voi, sau neapărat semn de aer. Cineva cu care ați avut o relație de lungă durată și ați încheiat-o. Posibil că plânge, cum plânge și cățelul meu. Posibil persoana vă regretă și vă dorește foarte mult. V-ar rupe hainele de atâta poftă și dor, dar dintr-un motiv sau altul apare acest 10 de monede. Este o încheiere de ciclu, o transformare. Acum, dacă veți reconstrui cu ei sau cu altcineva, rămâne de văzut, pentru că este totuși o persoană, o nouă persoană, o altă persoană în secret în viața voastră, da? Posibil această mare preoteasă să se abțină în relație cu voi, pentru că știe că sunteți într-o relație de lungă durată cu altcineva. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, poate să fie alt semn de pământ, da? Posibil această mare preoteasă să se controleze. Pentru că știe că nu ați încheiat încă în totalitate această relație de lungă durată. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de aer, pentru unii s-ar putea să fie. Că tot a apărut semn de aer, da? Acum cu Venus retrograd s-ar putea fi semnul sau persoanele din trecut să apară, să reapară, să-și ceară scuze, să mai încerce o mică aventură, o mică împăcare. La capătul setului de cărți, un cavaler de bâte, un aventurier. Pe de o parte. Pe de altă parte, cineva care plânge, își face griji și... Și lasă această pasiune să se ducă, să se piardă, eventual în lacrimi. Mai mult sau mai puțin, e obligatoriu să plângă. Dar lasă această pasiune tocmai pentru că se simte trădată. Posibil semn de apă să se simtă trădată. Nu e obligatoriu să fie semn de apă. Se închide un capitol. Este lumea. Se închide un capitol. Acum, pentru că mesajul este pentru unii dintre voi, posibil unii, ori voi, ori ei, ați fost prea jucători și ați rănit pe cineva mai mult decât era cazul. Și dacă persoana, într-adevăr, v-a plăcut foarte mult persoana, dar stilul acesta jucăuș a creat prea multe lacrimi și prea multe griji și unul sau celălalt nu vrea să le mai repete. E un capitol care se închide. Dacă veți reconstrui ceva, rămâne de văzut, că apare turnul. Rămâne de văzut. Însă, da. Însă v-a plăcut foarte mult această persoană. Dar, din cauza unui stil aventurier, ori al vostru, ori al lor, cineva s-a simțit rănit și nu mai vrea să continue în această direcție. Cam aceasta e etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Taur 2020. Vă pup și vă doresc numai bine. Ciao, ciao!